ați fost convocați pentru astăzi de îndată în ședință extraordinară prin dispoziția 140 din 7 aprilie 2021 a domnului primar. Din cei 15 consilieri, bănuiesc că toți, da? Sunt prezenți 15. Fiind prezenți toți consilieri, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Având în vedere problemele propuse spre analiză, așa cum ați luat la cunoștință din invitația transmisă, vă rog să-mi permiteți să vă prezint ordinea de zi. Un singur proiect, proiect de hotărâre privind închirierea pajiștilor aflate în proprietatea privată a Comunei Oitu, județul Bacău, proiect inițiat de domnul primar Petrișor Claudiu. Dacă mai există vreo completare, ceva, dacă nu, supun spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! Domnilor consilieri, vă atrag atenția să respectați prevederile articolului 228 din codul administrativ, care face referire la conflictul de interese, iar dacă vreun consilier are vreun interes personal la adoptarea hotărârii, îl rog să anunțe în vederea consemnării în procesul verbal. Având în vedere opțiunea dumneavoastră din ședința anterioară, domnul consilier și domnul viceprimar Vacaru Ovidiu a fost ales președinte de ședință și îl invit să preia conducerea ședinței, nu înainte de a aduce domnul primar câteva clarificări în legătură cu niște erori care s-au scripturat. Față de documentația pe care ați primit-o, se modifică valoarea pentru masa verde de la 80 de lei la 60 de lei. În tabel s-a calculat cu 60 de lei, anterior tabelului s-a scăpat valoarea de 80 de lei. Deci în loc de 80 o să fie 60. Există un termen de plată 31 septembrie, de fapt este 30 septembrie. Și a treia situație, în contractul care va urma să fie semnat cu cei care vor câștiga coșunatul, se introduce o clauză nouă, există în caietul de sarcini că prețul se ajustează în funcție de rata inflației, iar acest aspect să fie menționat și în contractul care se va încheia. Bună seara, trecem la subiect. Proiect de hotărâre privind închirierea pajiștilor aflate în proprietatea privată a Comunei Oitu, județul Bacău. Avizul este favorabil. Spuneți, domnul Rostu. Există o problemă aici. De la reglament am observat că nu s-a stipulat exact care sunt pajiști și care sunt terenurile productive. De exemplu, unul cu planiști, îi trecut ca pășun. Da. Dar eu nu pășun. Un pășun, e un teren neproductiv. Și nu este singurul. Și am zis, mama este, că ți-am urmărit. Asta zic, că nu e singurul. Nu sunt om numit pășun. Dacă, da. Pentru că dacă satul vrunzul, cea la 10 cm balas. Deci, iarbă de acest teren este luna mare. De luna mare e roșu până în iarna, doi ani în luna mare. M-am uitat aceste tabele și am văzut prețul pe tonă masă verde establit conform cuvântului Consiliului Județean este 60 de lei pe tonă. La toate același preț. Cu toate că este teren productiv, prețul minim de închiriere este cel mai mare la produsul. Din toate pășurile pe acest tabel, acesta este, care este teren neproductiv, totuși are valoarea cea mai mare de închiriere. Asta se datorează amenajamentului pastoral, de acolo ies și rezultatele. Nu este singura situație. Sunt zone care, chiar dacă iarbă, nu crește. Dar nu mai productiv. Nu putem vorbi de o pășune în adevăratul sens, ceea ce deține primăria. Factorii sunt mai mulți. Nu s-a întreținut, nu s-a avut grijă, nu s-a ținut cont de efectivul ce este pe teren. Dar nu întreba, acest amenajament pastoral care pornesc că l-am plătit, cred că a fost alu 50.000 de lei. Eu, o sumă mare care am dat la urmă. Mă gândeam că pe amenajament care e făcut acum recent, trebuia calificat această situație. Vreau vorbit de solul ăla, chestia de lei, vreau la sol aici, în Pășința. Nu știu.
Trebuia pe o anumită suprafață ca să determine masa verdei. Noi, ca să ajungem să scoatem și aceste suprafețe, s-au muncit în echipă undeva la 2 săptămâni plus individual. Pentru că informațiile din amenajament nu corespund realității. Pentru că el a fost făcut pe estimări și am avut o discuție și cu unii oameni și la animale, da? Nu se declară. Sunt statistici care determină anumite valori. Da? Cum avem situația de față și pășunea, valoarea masei verde. Toate lucrurile astea se determină în baza unor valori, care sunt sau nu sunt într-o primărie sau altă instituție a statului. Și atunci, angajatul dă o estimare. Care am vedeți dumneavoastră că cineva lua fundul cu Arim, se compară în Hârșa, nu mai pune masa în Hârșa decât în fundul cu Arim. Și e apoi 245 și fundul cu Arim și aici 160. Diferență că 100 de lei. Cam mult. Asta a rezultat din formulă. Altă problemă. Ce am fost dat? De exemplu, valoarea lucrurilor de deținerea pastorilor, lucrări de executate pași anual, conform amenajamentul pastoral. 1. Vânătoarea vegetației a pus pe el o oră. Combaterea planului dăunătoare și toxice, o oră. Culegerea fiturilor restul de lemn, nivelarea mușuroarelor, o oră. Total 3. 3 ore într-un an de zile? Nu. Așa scrie în tabel, nu? Acolo s-a determinat prețul pe oră. Domnul Buscă Ionuț a luat în calcul salariul minim brut. Nu, asta vorbesc, domnule. Vorbesc de oră pe oră. Am înțeles. Are prețul pe oră. Ca oră. Valoarea plata pentru o oră. Deci, domnule, cred că e și 12 lei, dacă mi-aduc aminte. Care e 14 lei și ceva. Nu, asta. Pe oră. Am spus că în 3 ore, într-un an, e foarte puțin. Ce să facem? Adică, noi de ce să purți pășunea, dar le dăm 3 ore. Domnule, pe an aveați în 3 ore să spună asta. Ce poți să faci în 3 ore? Într-un an de zi. Și plus de asta, am observat, de exemplu, dacă 3 ore, e 42 de lei și 45 de bani. Sumă care, normal, se scade din valoarea, da. Din valoarea totală. Da. Și rămâne prețul minim. Eu cred că ar trebui urmărit numărul de euro. După aia o să mergeți în cartea din primar și spun, domnule, ne-ai curățit pășunea. Pentru că o să vă spun, domnul primar, la 3 ore, ce vedeam să curăți într-un an din 3 ore? Prețul inițial rezultat din formulă era în jur de 300 de lei, o sumă pe care am considerat-o mare, în condițiile în care nici nu există productivitate. Legea permite să oferim această decontare, dacă ar fi cum ridicați noastră problema și este pe bună dreptate, ar mai trebui să aducem bani din bugetul local, ca să întreținem. Eu vă spun acum greutatea ce o să întâmplă dumneavoastră. În momentul când o să-l întrebați, domnule, n-ai curățit terenul, conform regulamentului, este obligat să îngrijească pășunea. Îl obligați să îngrijească pășunea. Suntem în Consiliu. Ce puteam să fac? Am întrebat o sumă sau două. Suntem în Consiliu, putem să diminuăm cât apreciați. N-am nimic împotrivă. Noi așa am considerat, astfel încât să rezulte o sumă. Să zic eu, de bun simț. A diminuat. Problema de sumă. Nu, e vorba de decontare. Problema, de exemplu, ce am acceptat la zonă. Cred că trebuie decontat mai mult din ce ar fi de... Normal. Cu cât o oare mai pe an, nu am luat, că de prețul... În urma analizelor, unele primării au dus la jumătate prețul față de formă inițială, alte primării au dus la 25%, altele au păstrat formă inițială fără să ofere această posibilitate de diminuare. Am zis, suntem în Consiliu, dacă decideți să diminuăm prețul, este alegerea, n-am nimic împotrivă, dar... Să luăm de exemplu tabla zării. Îți vorba 40 de hectare. Ce să faci în 3 ore în tabla zării? Aici e problemă. Deci, eu mă repet încă o dată. Da. Noi am determinat o valoare ca să putem diminua din sumă. Și s-a ajuns la această sumă de 12 lei pe oră.
14 lei. Și 15 lei. Dacă vreți să diminuați, propuneți amendament și diminuăm cât apreciați dumneavoastră. Nu, da? Puteți să mărim zilele. Păi da, dar odată ce diminuăm orele, se diminuează suma pe care o casează primăria. Se diminuează suma. Ați înțeles? Nu am înțeles foarte bine, eu știu despre ce vorbesc. De exemplu, tabla zilnic, într-un an de zile, deci cine ia tabla zilnic? Și ca să mai zic altceva, în 30 de ani, exceptând două situații care au avut și probleme, nu au fost întreținut nimeni. Drept dovadă este diminuarea suprafeței de pășunat cu cel puțin 100 de hectare, care au devenit pășunea pădurită. Vorbesc la fost și dedicat în perioada cât a fost disciplina. Pentru să vedeți pășunea Bobeica, a fost curățită integral. Vedeți ce pășune este Bobeica. Eu îi cunosc, îi spun, a fost de tabla zănit. Tabla zănit, de asta mă refer. Deci cine ia tabla zănit trebuie să plătească anual 6.754, aproape 70 de milioane. Și acolo, iarba este mai mult păiuri. Toată tabla zănit. Asta mi se pare o sumă exagerată. Într-un an de zile îți dai 70 de milioane pentru... Pentru 40 de hectare. Pentru 40 de hectare. Nu, tu fi... Uitați așa cu ciupe, cum este să bat pentru aceste suprafețe. Nu, se bat foarte bine, dar e nicio problemă. Ce cum mai e? Vă mulțumesc, frate, am avut de spus. Dacă se bat... Dacă sunt amendamente, n-am nimic împotrivă. Propuneți, votează. Iar când ședința cu fermierii, trebuia discutat problema asta. Dom'le, de exemplu, pentru pășuni. Una e un număr de ore pentru cine are 4 hectare, alt număr de ore sau săptămâni, se împărță o parte de 40 hectare. Deci nu putem să facem, trebuia stabilit pentru pășuni, pe hectare. Putem stabili acum. Dar de asta sunt Consiliul decide. Eu ca primar, împreună cu personalul din aparte specialitate, așa am conceput. Consiliul decide, n-am nimic împotrivă. Puneți, faceți estimarea cât este și le mai plătim noi din buget, ca să ei să poată să întrețină suprafața respectivă de 40 de hectare. Dacă greșești mai mult, să pui mai multe ori, să dăm pășunea degeaba. Nu degeaba. Îi plătim noi pe ei. Sau mai venim cu bani de acasă. Să știu ce e pășunea să nu dăm pe voi. Și iau și bani, da. Și iau subvenții. Dacă nu i-a dat tot 20 de zile, se curăță toată faza de zaptare. Aia, dacă îl curăță bine, nu se mai dă pe un an acum, rămâne a lui, pe 7-10 ani. E interesul lui să-și cureți pășunea ca să aibă unde pășuna. Da, dar nu că mai au și de la aceea subvenție, știți bine asta. Da, 3 ore într-un an de zile, cum să faci mai lucru? Și un hectar, 3 ore să vezi la un hectar să întreții. Mă repet, mai zic o dată problema. O mai zic încă o dată, dacă e nevoie. Deci ai formula, a dat o valoare care era în jur de 300 de lei. Legea permite să diminuăm, justificând că le plătim cheltuieli de întreținere a pășunatului. Dacă vreți, facem estimarea cât este normalul, le dăm pășunea și primăria plătește că e întreținut. Dacă dumneavoastră vreți să aduceți la zero și le dăm gratuit, decideți să le dăm gratuit. Dacă vreți să le dăm cu 50 de hectare, stabiliți câte ore ies și le dăm cu 50 de hectare. Deci n-am nimic împotrivă. Este un normativ și aici. Nu există un normativ. Noi am determinat, am luat din salariul minim brut, cam cât are și pe oră. Și am stabilit acea lucru. Dar ora, ca să faci acolo... Ora este o oră propusă. Și noastră puteți să puneți 500 de ore. Și le decontăm... Dar nu că scade prețul, le plătim noi. Dar trebuie să vă gândiți că prin valoare respectivă îi primesc înapoi de la APIA. E interesul lor să facă și dacă nu sunt eligibile la APIA. Ce s-a dat acum, s-a căutat să fie exact ce e pășune. Ce a fost pășune împădurit, am căutat să dăm deoparte. Nu pretindem că
documentația făcută este 100%. Dar noi am căutat ce nu este subvenționat, ce este pădure, i-am dat deoparte. Nici nu, la, nu este inclusă la partea de personal. Din acest motiv se au ieșit și discuții, pentru că, domnule, o întreținem noi. Degeaba o întreținem dacă noi, în amenajamentul silnic, este cuprinsă ca fiind pășune împădurită. Aia nu mai intră la pășunat. Deci nu este vorba de așa ceva. Nu, nu, nu. Nu. Da. Ce este, noi am căutat să fim cât mai aproape de realitate, să fie doar pășune astfel încât să li se deconteze exact suprafața închiriată. Repet, nu pretindem că am determinat suprafața 100%. Dar până acum cât plăteau două primară ca ete? Nu știu. O să facea pe un an de zile, au plătit mai puțin, cu siguranță. Deci e prima oară, practic, se face în formula asta. Cum? E prima oară că se face în formula asta. Păi dar aveam amenajament. Păi dar amenajament și e prima dată. Se face să dea închirie. Dacă vă uitați ce trupul la Arșița, acum sunt vreo 20 de hectare, astea sunt eligibili pentru APA. Trupul Arșița are undeva la 70 de hectare. Exact asta vă spuneam, că tot ce există în amenajamentul pastoral poate fi subvenționat de APA. De asta pe Arșița sunt doar 20 de hectare. Problema care va fi la o licitație sau la toată discuția aceasta, o să vedeți că vor veni și vor licita mult mai mult decât se va stabili în Consiliul Local, pentru că în loc, le-am explicat, în loc să se înțeleagă între ei, domnule, eu merg aici, eu merg acolo, hai să încăpem doi pe o suprafață, s-au înscris cel puțin 2-3, s-au înscris, am făcut noi o simulare la întâlnire, vor să depună cereri cel puțin 2-3 pe o parcelă. Deci, aceleași 2-3 persoane se duc pe mai multe parcele și se încurcă unii pe alții și cresc artificial prețul unul altuia. Le-am explicat acest lucru, nu știu cât au înțeles sau cât au vrut să înțeleagă. Unii sunt încăpățânați în continuare și au zis, domnule, dau și 1000 de lei pe hectar. Vreau locul ăla. Deci, sunt dispus să plătească, pentru că subvenția din la APA acoperă aceste cheltuieli. Poate au și alte motive, nu cunosc. Înțeleg că pitanul să-mi plătește 70 de milioane aproape pe an. Va fi concurență? Da, 3. Din ce știm, sunt cel puțin 3. Care vor să... Și nu numai acolo, pe toate sunt la pe toate parcelele avem cu 2-3. Eu cred că... Când vor să afli, cât va... Trebuie să le spună, mergem. Le-am explicat, le-am spus, suma pleacă de la minim 170-170 de lei, se duce 210 lei maximum. Prețul de pornire. Prețul de pornire, da. Le-am zis 5%, le-am explicat, este 5% pasul. Da. Pe legiu au avut, cred că acum, de curând, au făcut și ei. Și am înțeles că s-a câștigat și cu 500 de lei hectare. Să nu facem comparație cu pășunii, dacă nu știu ce e acolo. Eu vă zic că, adică concurența s-a dus, vreau să zic, s-a dus foarte mult față de ce s-a stabilit în Consiliu. Da. Da, în discuțiile foarte mari sunt, am mai avut discuția asta, domnul doctor, cu... Se presupune că o persoană din Bogdănești a venit și a înregistrat voi pe numele cuiva de noi toți aici. De aici sunt discuții foarte mari, că oamenii sunt nemulțumiți că noi nu-i favorizăm pe cei de noi toți. Din păcate, legea nu se permite, dacă cineva are oile trecute la dumneavoastră în RNE, noi trebuie să punem la licitație. Și așa, în respectiv, este din Măituz, probabil ați văzut și în regulament, prioritatea au cetățenii comune în cazul în care nu se atribuie. Și după aceea se... Acum, dacă sunt trecute pe persoane de Măituz, astea sunt speculați și le spun oamenii, că sunt supărați către masă. Că cineva din Bogdănești și-a vândut cuiva de Măituz oile și el participă la licitație. Și oamenii sunt foarte mulțumiți că el participă și la... le crește costul la oameni de Măituz până la urmă, că asta e problema. La întrebirea cu fermieri, persoana respectivă a și motivat că oile sunt ale lui, asta de fapt o discuție publică. Da. Și fermierii n-au sărit în ghilimele la gâtul lui niciunul. Asta are la gâtul nostru și noi permitem să... Și o să mai apară încă un curând încă un fermier care voi mâine vine cu documente de proveniență animalului și le înscrie pe numele lui.
Atât timp cât el vine cu formular de mișcare cu semnătura cumpărătorului și vânzătorului, eu le înregistrăm în registru. Dar asta s-a înregistrat în rege, doar cum contract de vânzare și atâta. Se eliberează adeverința de la mine și le înscrie în registru agricol al primăriei. Am spus și la ședință, trebuie căutat o soluție în care să se adeverească proprietatea și cu altceva. De asta mă gândeam și eu, nu putem să găsim o soluție, gen, nu știu, pentru iernat să fie proprietatea oituzului sau ceva. Adică tu poți să spui că am uităriță la Onești, adică e simplu. Da, dar au fost și pășuni. Înainte, e foarte simplu, așa se spune, o spune de pe numele meu, Bogdan, dar eu le țin la Onești, că n-am la Oituz. Dar cum să știu că acolo ăla are 1000 de voi și 500 să merg doar. Dar le țin la același rată. Exact, problema asta e incunabil, 7.000. Da, 7.000. Asta e o care tu disfarci, să solicitați, nu putem să propunem, să facem o treabă de asta. Acum să deci, ați primit inclusiv pe că de sarce l-ați primit. Să putem la pauză să fie un contract. Haideți să propunem, să aibă animale cel puțin de 6 luni. Nu, asta nu e ok, că nu pot să... Nu e ok că om, poate cumpără omul în pas, vrea să înceapă o afacere, nu putem să-l... Da, să-l închidem în acest mie niciodată și-l faci din mâine. Exact. Și cel care are din 30 de ani, exact, poate să fie la omul. N-am spus un an, doi, că avem fermieri tineri, care sunt la început, nu? De 2, de 3 ani. Nu e problema, și până la urmă trebuie să favorizăm oamenii care... Sau ceva lui de la fost. Nu trebuia să știți dumneavoastră de ele sau întreb. Mai de vaccinare au eu și capul începe după 15 mai. Păi ei pot, ei ar putea să ia pășunea și să nu ducă animalele niciodată pășunea aia. Se vorbește și mai mult. Noi mă refeream dacă sunt cumva înregistrate la domn doctor de mai mult timp. De a verifica dacă într-adevăr sunt lucrurile clare. Hai să așa trebuie să înțeleg. Se vede și secunda când se înregistrează. Data, ora, minutul. Am înțeles, dar la RRI-a dumneavoastră când ne matriculează, când ne înregistrează, nici dumneavoastră nu vedeți fac foi. Vreau să luați niște contabil și treceți după o factură în registru. Adică asta da. Sigur că da, dar urmează să intri într-un program de vaccinare. Nu. Se poate via dacă se va urmări și se va... Dacă se prinde în contract, da. Dacă te prinde în contract, și asta trebuie decis acum... Acum! Păi să punem o formă de reziliere în momentul în care, în momentul în care nu este corect, se demonstrează contract. Da, dar eu asta am spus ședința trecută. Exact. Da. Juridicul nu trebuia. Trebuia să caute niște soluții juridice. Eu ce soluție juridică să caut? Și am spus, vârsta, de când ai animalele, și să creezi un punctaj. Adică dacă ai până în 30 de ani, să ai un punctaj de participare la licitație. Dar biografia? Sau? Licitație. În general, într-o licitație, sunt două mari direcții care se punctează. Se punctează valoarea, suma cu care se licitează și se punctează alte condiții, prin care vârstă, de când ai animale în cazul ăsta, de unde le-ai ținut în ultimii ani, nu știu, etică. De asta trebuie o leac selectăm, că... Ca să nu se favorizăm sau să defavorizăm, dar să nu permitem chestii reale. Să nu permitem artificiale, exact. Că umflă prețul la oamenii noștri aici mai puți, care le au poate de... Sunt exemple care au avut din mulți ani le-au curățat și acum vine cineva și licitează asupra terenului ăla care l-a muncit ani de zile. L-a muncit ani de zile și acum a venit cineva și licitează pe pisică care are bani mai mult. Și a licitat pisică și a dat cadou. Mai grav este că lumea o să ducă. Exact. Dacă iau un... Da, deci nu pare că să ducați. Aici e părerea asta un instinct. Deci chiar unii dintre fermierii care au participat au zis că ei se descurc, au fie în timp ce au cumpărat proprietăți, fie au luat în arendă. Și atunci ei nici nu mai participă la licitație, deși sunt fermieri. Este cazul Valbișteanu, unul dintre. E cu prundul, e altă. Cu prundul, dar... Mai sunt, este domnul Cristian care vrea o suprafață mică, pentru că el are în arendă foarte mult de la cetățeni.
Mai sunt mai mulți. Adică sunt și care a zis că ar vrea să închirieze acolo doar ca să aibă acces la uituz, să poată să dea apă la animale. Noi le-am explicat lor, când cineva și-a cumpărat oi sau de acum care nu trebuie să stea doar pe primărie. Primăria are o suprafață determinată, nu avem cum să scoatem acum încă pășuni, încă 200 de hectare ca să mulțim pe toată lumea. Ei când s-au gândit sau se gândesc cu alte interese, trebuie să aibă și alte soluții, nu doar primăria. Și ne-am explicat, Manciucu este pârloagător. Munceiu. Munceiu. Adică... Și eu nu mai e pârloagător la fost. Adică, ăla l-am tot, doar numele oameni mi-a făcut fără să știu. Adică sunt și alternative care trebuie luate în considerare. Noi avem 233 de hectare de pășune, da, așa este. Atât avem, nu putem să facem mai mult. Asta răzionare acum așa, tiați să nu mai cumpere nimeni, numai că nu mai are primăria, nu le-a dat pe toate în contract. Da, dar trebuie să-i ajutăm. Trebuie să-i ajutăm. Să vedem cu o bază legală, să-i facă. Ca să vină unul din afară, să iei pășunea și cei din uituți, să nu aibă. Aici e la drumul preț. Ei nu s-au dat preț. N-au să ducă cu un animal. Dacă este, eu propun, putem face o pauză de 10-15 minute, să ne consultăm și reluăm discuția. În urma discuțiilor pe care le-am avut, propunem un amendament în care va fi specificat în contract să se efectueze controle inopinate formate dintr-o comisie de la nivelul primăriei și de la Comisia de Agricultură din partea Consiliului Local în situații excepționale. Eu aș mai propune, tot ca amendament, să punem maxim 7 ani. Acolo e trecut între 7 și 10 ani. 7 ani. Și pute, oricum se poate prelungi până la 10 ani. Minim 7 ani, dar și maximul pe care facem noi acum contractul de închiriere. După care reluim de la dacă este cazul, pe către ea. Se poate face tot pe 7 ani după aceea, dacă este. Da, adică aici nu scrie clar, scrie între 7 și 10 ani. Eu aș spune să rămână... Da. Să rămână pe 7 ani și de acolo... Da. Da? Da. Deci să fii pe amendamente de astea două proiecte. Deci 7 ani și Dacă nu mai sunt discuții, încheiem ședința.